Zaharia Stancu. Când intri în lupte, te cuprinde un fel de amețeală, mai curând, un fel de beție. Atunci, nu mai ai timp să te gândești la moarte. Fără conștiință se poate trăi, și chiar foarte bine. Pisica își acoperă scârnăvia cu cenușă. Oamenii de lume își acoperă ticăloșiile și minciunile cu onoarea. Omul care se însoară de tânăr n-are tinerețe. Râsete, hohote, chiuituri. Niciodată femeile nu sunt mai vesele decât atunci când se scaldă goale, în apă, sub soare. Toți oamenii vor să omoare timpul și puțini își dau seama că, de fapt, timpul mestecă tot, înghite tot, mistuie tot, omoară tot. Parcă știi vreodată când pleci la drum unde o să ajungi? Pierd repede muștele, repede se înmulțesc și repede mor. Oamenii se prăsesc ceva mai greu, dar în vreme de război ei pierd tot atât de repede și tot atât de ușor ca muștele. Iar în unele împrejurări, chiar mai ușor, chiar mai repede. La început, când eram băiețandru, am avut și eu conștiință. Ca să trăiesc, am aruncat într-o zi o halcă de conștiință, în altă zi, altă halcă. Până când, tot hărtănindu-mi conștiința și aruncând hălci din ea, ca să trăiesc, m-am pomenit că nu o mai am. Războiul unora le aduce moarte ori schilodiri, altora avere. Așa a fost de când lumea. Deseori oamenii se bucură de moartea altor oameni. Fiecare crede, fără niciun temei, că moartea, luând pe alți oameni, pe el îl va cruța. Se știe totuși bine că moartea nu cruță pe nimeni. Cu timpul te mai obișnuiești cu răul. Omul e grozav de tare, se obișnuiește cu orice. Toți iubim, toți purtăm în inimile noastre florile iubirii. Și mai pe urmă, după ce iubirile au murit, în aceleași inimi purtăm cenușa iubirilor, cenușa rece a iubirilor moarte. Singurul lucru ce m-a mirat era ce ușor învață omul să omoare oameni. Nimeni nu trăiește când vrea, ci când îi vine rândul. Acum e vreme de război. Oamenii ucid oameni. Nu-i trage nimeni la răspundere. Dimpotrivă, unii capătă și decorațiuni pentru asta. Arta care nu e perfectă, nu e artă. La vârsta mea, nu mă mai pot certa cu nimeni, fiindcă nu mai am timp să mă împac. Omul, de obicei, când spune că pielea omului nu prețuiește două parale, se gândește la pielea altuia. Propria lui piele îi se pare foarte scumpă. Nimic nu e mai plăcut auzului omenesc decât zornăitul banilor de aur.